Școlile de șoferi s-ar putea ieftini, Ministrul Finanțelor analizează scutirea de la plata TVA a școlilor pentru conducătorii auto. Autoritățile se gândesc la această măsură pentru că, deși intră în categoria serviciilor de formare profesională a adulților, care sunt scutite de la plata TVA, școlile de șoferi încă nu au același regim. Concret, deși școlile pentru conducătorii auto se încadrează la activități didactice și de formare a adulților, la fel ca și restul furnizorilor de programe de formare profesională a populației mature, acestea continuă să plătească taxa pe valoare adăugată. Potrivit unui document oficial, guvernul pregătește scutirea de TVA și pentru școlile de șoferi.